Bună seara și bine ați venit la Dezbatem în 3. Este prima emisiune online, în direct, din România, în care dumneavoastră, cetățenii, puteți intra în dialog cu primarul sectorului 3 în speță. Alături de mine este domnul primar Robert Negoiță. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Noi vă obișnuiam ca de fiecare dată să avem o temă de discuție. Pentru că am revenit după o perioadă destul de însemnată, cu această emisiune, veți avea ocazia acum pe Facebook să puneți întrebări domnului primar din toate domeniile cu care se ocupă efectiv primăria. Dar pentru început, până ce se strâng câteva întrebări de la dumneavoastră, aș vrea, domnule primar, să explicați cetățenilor ce perspectivă au în acest program de reabilitare termică foarte important pentru cam toți cetățenii care locuiesc la blocuri în sectorul 3. Perspectiva imediată, pe termen mediu, lung și așa mai departe. În primul rând vreau să mulțumim pentru tuturor celor care sunt alături de noi și în această seară. Și da, reabilitarea termică a fost, este și rămâne până când vom finaliza reabilitarea tuturor blocurilor din sectorul 3, rămâne principalul proiect al primăriei. Am fost, suntem și sperăm să rămânem campioni pe tot ce înseamnă reabilitarea termică și mai ales reabilitarea pe fonduri europene. Pentru că noi stăm destul de rău cu banii, mai ales că, așa cum am mai spus-o, nu este prima dată, guvernul, sau mă rog, prin proiectul de buget, s-a tăiat din bugetul primăriei sector 3, și s-a dus aproximativ 50 de milioane de lei către bugetul primăriei sector 1, care oricum era cea mai bogată primărie din țară, primăria sectorului 1. Nu doar de la sectorul 3 s-a tăiat, și de la sectorul 4, de la sectorul 5, de la sectorul 6 s-au dus în primul rând către sectorul 1 și o mică parte și către sectorul 2. Iată că din puținul pe care îl aveam, am rămas cu și mai puțin. De asemenea, banii pe primele 3 luni ale anului, din cauza că bugetul a fost aprobat târziu, banii pe primele 3 luni nu i-am încasat nici măcar jumătate din cât trebuia din impozitul pe venit, principala sursă a bugetului nostru. Avem promisiune din partea premierului că la rectificare o să repare această problemă, această nedreptate și că o să primim banii pe primele 3 luni. Doamne ajută să țină angajamentul și să facă chestiunea asta. De aceea am adus în discuție acest subiect, pentru că avem probleme cu banii la sectorul 3 și facem mari economii pentru a reuși să facem investiții. Dar este cu atât mai important faptul că, iată, avem fonduri europene pe care, unde suntem campioni, nimeni în țara asta, cel puțin pe liniile pe care noi suntem eligibili, pentru că și aici este o mare problemă, și anume că pe cele mai multe linii de finanțare, primările de sector n-au fost eligibile până acum. Pe POIM nu avem, nu putem aplica, pe POR nu avem decât 3 linii din ce știu eu, reabilitarea termică, partea de învățământ și clădirile monument istoric. Aici e o problemă, pentru că sunt niște condiții destul de greu de îndeplinit. Din nefericire, repet, pe partea de POIM, partea de mediu, noi nu suntem eligibili, n-am fost eligibili, acum suntem eligibili, dar Primăria Generală nu este capabil să facă un ADI, acea agenție de dezvoltare intracomunitară, mă rog, să formăm o asociere Primăria Generală cu Primăria de Sector, astfel încât să putem aplica pe fonduri europene să luăm bani pentru mediu, în speță pentru zona de salubritate. Avem mari probleme cu țintele, nu reușim să le atingem și asta mai ales din cauza subfinanțării. Nu numai, dar mai ales din cauza subfinanțării. Toată România, toată țara accesează bani europeni pentru investiții în infrastructura de mediu / salubritate, doar în București absorpția este zero. De asemenea, nu putem lua bani pe mobilitate, unde sunt foarte mulți bani, și alte linii de finanțare unde noi, sectoarele, nu suntem eligibili,
așa cum primările în țară sunt eligibile. Să sperăm că lucrurile astea se va reglementa și că vom putea și noi aplica pe aceste linii de finanțare. De ce spuneam, iată de cât de important sunt, cât de importante sunt fondurile europene, banii europeni, pentru că sunt nerambursabili. Sunt bani pentru care trebuie să muncim, trebuie să fim serioși, trebuie să respectăm standardele europene, ceea ce noi oricum ne dorim să facem, să îndeplinim aceste aspecte. Ok, de asemenea, pe lângă reabilitarea termică, evident că ar fi de adus în discuție, sunt convins că foarte mulți aveți întrebări referitoare la parcări. Am demarat procedura de atribuire a locurilor de parcare pe regulamentul vechi, pe regulamentul actual. Dacă reușim să avem un dialog cu cei din Consiliu, cu majoritatea din Consiliu, probabil că o să propunem o îmbunătățire a regulamentului, pentru că este loc de mult mai bine, adică de un regulament mult mai bun. Și evident că de aceea suntem aici și acesta este unul din obiectivele noastre, și anume că să îmbunătățim permanent. De asemenea, despre digitalizare putem discuta, despre curățenia de primăvară, salubritate în general, despre spațiile verzi, dar sunt foarte interesat să ascult întrebările dumneavoastră ca să putem răspunde cât mai aproape de problemele care vă interesează în acest moment. Și întrebările chiar au venit, cel puțin destul de multe. Anca Cosma întreabă ce se întâmplă cu apa caldă și căldura. E o problemă pe care știți că e deja veche. Doamna Cosma, este atât de dificil să răspund aceste întrebări, pentru că de multe ori această nedreptate, această problemă majoră care într-adevăr afectează viața foarte multor oameni, de multe ori nici nu ne mai permitem să gândim, să folosim rațiunea. Dom'le, haideți să vedem cine-i de vină sau în atribuțiile cui sunt aceste chestiuni, aceste probleme. Cine are în sarcină să rezolve problema cu termia? Vă asigur că nu primăria de sector. Niciodată în existența primărilor de sector nu s-au ocupat de termie, și asta nu pentru că n-am fi vrut. Noi am făcut solicitare în scris de mai multe ori către mai multe instituții care reglementează această chestiune, pentru că ne-am dorit și ne dorim să gestionăm noi termia. Până acum nu am primit nu s-a promovat vreo reglementare care să ne permită nouă să avem atribuții pe această zonă, să putem furniza apă caldă și căldură, mai puțin de zonele pe care le administrăm, cum ar fi școlile, grădinițele, creșele, liceele sau ce avem noi în administrare, clădirile pe care le avem în administrare, aici putem să furnizăm termie, dar doar aici, deci exclusiv clădirile pe care le administrăm, nimic mai mult, pentru că, repet, ar fi ilegal. Nu putem face chestiunea asta. Adrian Păunescu întreabă de ce în sectorul 3 nu sunt puse spitalele la dispoziție sau sălile de sport pentru vaccinare. Spune că trebuie să mergem în sectorul 2 sau 4 pentru vaccinare. Noi am pus la dispoziție către DSP toate clădirile pe care le deținem. Numai că cei de la DSP nu le-au acceptat. Asta e o chestiune care ne depășește și noi chiar avem clădiri. Este adevărat că noi nu avem clădiri pe care să le ținem așa goale, să așteptăm că poate are nevoie cineva de ele. Noi clădirile pe care le avem, le avem pe toate cu destinație. Cele mai multe destinații de învățământ. Noi n-am putut să le punem la dispoziție altceva decât clădirile pe care le avem în administrare. Dânsii le-au refuzat. E o chestiune care nu ține de noi. Ce putem face noi mai mult? Repet, noi am pus la dispoziția DSP foarte multe clădiri și suntem deschiși să punem. Chiar avem multe clădiri. Avem partea de învățământ de la antepreșcolar până la liceu. Chiar avem clădiri, clădirile administrative, noi chiar le avem ocupate pentru că le-am tot redus, am transformat clădirile administrative
în creșe, în, mai ales creșe, mai puțin în grădință sau altceva. Și repet, pe cele pe care le avem, le-am pus la dispoziție deja. Alexandru Marius, pe problema parcărilor, spune că soția a depus la primărie pentru loc de parcare pe Burniței, că sunt locuri de parcare libere pe care și le însușesc tot felul de așa zis proprietari. Are o cerere online depusă și n-a primit niciun răspuns. Prima dată de la primărie s-a spus că nu se dau locuri pentru cei din blocurile noi construite, pentru că ansamblurile trebuie să aibă loc asigurat. Dar cum facem? Că știu cel puțin 6 persoane care au luat loc și soția cu un copil mic parchează la 3 blocuri distanță. Haideți să ne uităm și pe cererile acelea, vă rog, mulțumesc. Deci, cu mare drag, lăsați-ne în public sau în privat, în privat nu da. Are relevanță, lăsați-ne datele pentru a verifica dacă ce reclamați dumneavoastră se confirmă, dacă s-a atribuit un loc de parcare nerespectând regulamentul, pentru că desființăm acele atribuiri, ca să fie treaba clară. În același timp, da, anul trecut am blocat atribuirea locurilor de parcare pentru că ne-am dorit să îmbunătățim actualul regulament. Nu e prima dată când spun treaba asta, din cauza faptului că nu ne-am înțeles prea bine cu majoritatea din Consiliu până acum și am avut această temere să nu cumva să mazilească regulamentul și să-l facă nefuncțional. Am preferat, decât să risc chestiunea asta, mai bine să dăm drumul la atribuire, la atribuiri pe vechiul regulament după 1 ianuarie. Dar procedura durează, adică este o procedură amplă care trebuie respectată. Pentru a nu intra foarte mult în detalii, regulamentul de atribuire a locurilor de parcare se află pe site-ul primăriei, așa că oricine poate să-l citească, să vadă despre ce e vorba și care este procedura de atribuire a locurilor de parcare. Nicoleta Necula spune că un foarte mare bine l-ați face locuitorilor sectorului 3 dacă ați putea asfalta rampa de acces de la subsolul Policlinicii Titan. Este foarte deteriorată, iar Policlinica nu are niciun document din care să reiasă că este proprietatea acesteia. Pe această rampă au acces la demisolul Policlinicii persoanele cu dizabilități locomotorii. Rampa care merge la subsol, pentru că noi am reabilitat rampa care duce la parter. Da, e o rampă, duce la subsol, din ce știu probabil. Eu, ok. Da. Doamna director de la Policlinica Titan are telefonul meu și mă poate apela oricând. Nu a existat nicio situație în care să mă caute, să nu mă găsească. Și da, dacă putem ajuta, cu mare drag. Ok. Și o altă întrebare de la Edit Broșbă. În ce stadiu se află lucrările la grădinița și școala din zona Victor Brauner? Aveți în vedere mai multe construcții? Având în vedere că numărul cartierilor rezidențiale a crescut foarte mult, primăria are în plan achiziția unor terenuri în zona Brauner pentru realizarea unui teren destinat sportului, al activităților recreative, de exemplu bazin de not sau parc? Școală, deci creșă, grădință, școală. Avem deja achiziționat un teren pe strada Victor Brauner. Probabil că acum, când o să iasă noul ghid, o să reușim să avem un proiect cu bani europeni să facem acolo o instituție de învățământ care să cuprindă antepreșcolar, preșcolar și școlar, poate chiar și liceal, Doamne ajută. Iar bază sportivă, chiar n-avem unde în zona Victor Brauner, dar nu departe de acolo, să zic câteva sute de metri, mai puțin de un kilometru, există o bază sportivă destul de amplă pe care parțial am modificat-o până acum, dar parțial este în lucru, în câteva săptămâni va fi gata. Chiar pe de-a lungul căii ferate, pe gura Badicului. Pe gura Badicului chiar se poate juca acolo tenis de câmp, tenis de picior, fotbal. Repet, terenul de fotbal este gata și cred că un teren de tenis, dar mai vin altele care sunt acum în lucru. Viorel Costea, domnul primar, am o întrebare. Dacă se face trotuarul de pe strada Nicolae Pascu la numărul 7, se fac și parcări? Mulțumesc frumos. Parcările sunt cele care există. Nu știu dacă vom găsi variantă să suplimentăm acolo,
Dar este foarte important să mutăm trotuarul în spate, astfel încât să nu mai treacă mașinile peste trotuar. Pentru că nu doar că trec mașinile peste trotuar, ceea ce este periculos, nu trebuie să punem pietonii între mașini. Pietonii trebuie să fie protejați. Iar regula este că ai circulație, ai parcare și după aia protejat ai zona de circulație pietonală. Problema este nu doar că circulă mașina pe ea, ceea ce este neregulă și nu putem accepta așa ceva, dar și parchează acolo. Își asumă că blochează pentru 5 minute, 10 minute, mai știu și eu, chiar mai mult, blochează 2-3 mașini. Și nu e asta problema, că poți să întârzi la serviciu sau poți să întârzi de la o întâlnire. Dacă ești blocat cu mașina, dar pietonii sunt obligați să iasă pe stradă în trafic și riscă viața. Așa că, repet, nu știu, n-am identificat până acum, dar mai mergem în zonă dacă cineva identifică o zonă pe Nicolae Pascu unde putem să suplimentăm locurile de parcare cu mare drag. Principalul nostru obiectiv acum este să reglementăm circulația pietonală și anume să o facem într-un mod protejat. Mia Enache, ce facem cu stația laborată? Și nu doar da. Circulația pietonală, asta e cea mai importantă, dar acolo vor fi patru aliniamente de copaci. Adică pe trotuarul acela care este suficient de lat, pe o parte, și de o parte și de alta, vor veni câte două aliniamente de copaci pe fiecare trotuar. Adică și de o parte și de alta. Deci în total patru aliniamente de copaci. Cum spuneam, Mia Enache întreabă ce facem cu stația laborator. Zice, începută din 7 februarie, ce așteptați? Să-i tăiați panglica sau să-i puneți stichie de margaritar? Stația de la laborator, chiar am văzut-o, este gata. Nu știu dacă mai sunt ceva finisaje de făcut, dar într-adevăr colegii s-au organizat puțin deficitar în sensul în care n-au avut pe stoc, adică nu produseseră acea balustradă care între timp s-a produs și este montat acolo, sunt puse pavelele, ea este funcțională, ea este ok. Chiar am văzut-o personal, e de câteva zile, gata. Da. Abuzatoare. Mai sunt câteva chestiuni de făcut. Partea aia de ghiveș din față, care e o protecție pentru traficul rutier. Gabriel Abuzătoaie, cred. Strada Stelian Mihale spune că este distrusă, v-am spus și dumneavoastră și am făcut o sesizare. Este o groapă care te face să treci pe contrasens. O notăm. Într-adevăr, suntem în plin proces de reparație a gropilor. Am angajamentul colegilor că în următoarele două săptămâni vom avea toate problemele din partea de străzi, cel puțin și în administrarea noastră, va fi rezolvată în următoarele două săptămâni. Până acum, din nefericire, vremea nu ne-a permis. Știți bine că am avut ploi, am avut vreme urâtă și nu este recomandat să facem reparații pe un astfel de timp. Chiar am avut umiditate, am avut o vreme foarte rea. Din nefericire, dar acum iată că e vremea bună, să sperăm că ne ajută timpul și dacă două săptămâni e timpul bun, avem speranțe că vom reuși să rezolvăm toate problemele din carosabil. George Stroie întreabă de licitațiile, probabil când se vor desfășura, pentru parcările de pe Jean Steriadi. Nu știu programul, dar programul este exact, în mod evident, dar este afișat pe site-ul primăriei la secțiunea parcări. El ar trebui să existe acolo. Dacă nu există Jean Steriadi, o să verificăm. Există strada Jean Steriadi, dar programul este acolo. E posibil să scape, să existe scăpări. Mi-ar fi greu să cred că ar putea scăpa chiar Jean Steriadi, care e o stradă importantă și o stradă mare. Alex Bogdan, vă mulțumește pentru ceea ce faceți până acum în sector, dar spune că dacă vă își permite să dea o sugestie, spune că acele containere de deșeuri selective amplasate la trecerile de pietoni din sectorul 3, ca de exemplu Jean Steriadi sau Postăvaru, fiind cele mai problematice, sunt extrem de periculoase pentru pietoni, în special obturează vizibilitatea. Copii sau vârstnici, persoane cu detalie medie. Zice, dacă putem face ceva, să mutăm containerele respective. Da,
Înțeleg ce zice amplasamentul, pentru că e acces cu ușurință la ele, dar trebuie să există o soluție mai bună decât situația curentă, fără să riscăm accidente cu pietoni. Bun, ele nu doar că trebuie să fie la îndemâna cetățenilor, ușor accesibile, trebuie să fie accesibile și pentru mașinile noastre care le descarcă. Dacă n-ar fi aproape, ar fi problemă. Noi am făcut acest demers să le dăm puțin mai în spate, astfel încât să poți să ai vizibilitate înainte să intri în carosabil. Știu că s-a mai îndreptat, s-a mai ameliorat această problemă, dar vom reanaliza această chestiune și dacă găsim o soluție mai bună, o să o accesăm cu mare drag. Mulțumim pentru sesizare. Bogdan Manta. În puzul sectorului 3 apare prelungirea strada Brățării până în drumul între Tarlale. Se va mai face această prelungire? Cred că figurează în puz, dar ea nu este domeniul public. Ea fizic nu prea există și avem soluții. Există gura Caliței, dacă nu mă înșel, care se duce până în centură și gura Badicului, care se duce de asemenea până în centură. Deci avem soluții. Mai mult decât atât, principala problemă este că nu putem avea acces direct în drumul între Tarlale, pe strada drumul între Tarlale, pentru că acolo chiar sunt proprietăți cu gard înregistrate la cartea funciară. Puțin probabil să reușim într-o perioadă scurtă de timp, să reușim într-un mod simplu să edificăm acea stradă, dar repet, soluții sunt. Dacă ne dorim să ajungem din zona 1 decembrie Liviu Rebreanu, să ajungem în drumul între Tarlale, vă asigur că nu vă ia mai mult de 5-7 minute. Doru e un al. Dorim finalizarea trotuarelor pe gura Putnei, spune, deoarece lucrările s-au oprit la jumătatea străzii, acolo unde este cea mai mare lățime, deci probleme de lățime nu sunt și poate reușim și cu iluminatul stradal, că e beznă totală în zonă. Da, într-adevăr, are dreptate, numai că acolo, în zonă, încă se lucrează masiv, sunt șantiere în lucru, se intră cu camioane cu tonaj greu, încă mai sunt riverani care au nevoie să se lege la utilități și au solicitări, au documente la noi în ideea de a se branșa și tocmai că n-ar fi normal să-l facem și după aceea să urce cu camioane, cu cifă, fiind șantiere mari fix acum în lucru, niște clădiri semnificative acolo. Așa că așteptăm cu mult interes să finalizeze măcar partea grea, partea de structură și după aceea cu mult interes chiar ne dorim să înceapă să arată foarte bine, așa cum alte zone din zona gurilor și chiar din zona luncilor a început să arate și suntem foarte focusați pe acea zonă pentru că este zona nouă a orașului și este tot sectorul 3 și ținem neapărat să arate bine, mai ales că, da, avem o problemă cu particule de praf, PM10, PM2,5 și orice zonă unde se intră cu mașina, se iese cu noroi care generează praf, nu face altceva decât să agraveze o situație deja complicată din perspectiva poluării în București. Da, știu situația de acolo, nu este singura. În zona au mai rămas încă niște probleme de rezolvat, dar sperăm ca până la sfârșitul anului să putem să rezolvăm această problemă. Mihaela Andreea vă întreabă ce se mai știe despre bursele din sectorul 3. Presupun de burse școlare se referă. Nu știu să fie vreo sincopă pe partea de burse. Nu cred că avem vreo sincopă. Dimpotrivă, noi ca primărie le finanțăm. Într-adevăr, anumite școli au o problemă să facă situația burselor să o transmită către noi pentru a deschide finanțare. Încercăm să-i ajutăm cât putem. Trebuie să și lase ajutați și să-și facă totuși un minim necesar, pentru că chiar nu putem să facem noi totul. Chiar nu putem, pentru că dânsii au niște situații pe care dânsii trebuie să le facă și trebuie să și le asume. Că nu știm noi să facem medii școlare, să facem situații ca să
cerem deschidere de credite. Și dânsii trebuie să le facă. Repet, noi le oferim tot suportul, mai mult decât atât, să ne spunem despre ce școală este vorba, pentru că în unele știu că lucrurile merg bine, suntem ok, chiar își fac treaba bine școlile, dar avem câteva cu probleme. Ne ajută mult dacă ne semnalați ca să putem să ne focusăm, mai ales în zonele cu probleme. Viorel Iontescu vrea să afle ce se întâmplă pe Alea Buhuș, în fața blocului 6. Spune că au fost scoase niște pavele, s-a turnat o bucată de un metru lățime de asfalt și întreabă ce e de fapt în plan să se facă acolo. În zona Buhuș am început să facem niște reabilitări acolo, tocmai că avem probleme, așa cum spuneam, cu aceste particule de praf care generează foarte multe poluare. Erau niște petece de pământ acolo unde se intra cu mașina și se ieșea cu noroi, dar au venit niște cetățeni de acolo turmentați care ne-au făcut tot felul de reclamații, tot felul de sesizări, au făcut tot felul de... au deranjat liniștea publică, să zic așa. Am stopat momentan lucrările săptămâna trecută, din ce îmi amintesc, sau săptămâna cealaltă, în orice variantă a fost și perioada asta foarte, cu vreme foarte capricioasă. Am solicitat de la asociațiile de proprietari pentru a ne comunica dânsii ce anume își doresc, pentru că nu ne luăm noi după, indiferent de ce funcție or avea și din ce partid or fi. Până la urmă, această instituție, primăria, este aici pentru a aduce servicii comunității și a răspunde solicitărilor și așteptărilor celor din comunitate, și aici mă refer mai ales la majoritate. Pentru că, da, sunt foarte multe teme, foarte multe aspecte în care nu ne-o înțelege niciodată să fim unison, adică toată lumea să fie de aceeași părere. Și atunci vreau să știm măcar care este părerea majoritară. Și noi vom acționa în conformitate cu, repet, dorința majorității. Așa e în democrație, așa funcționează orice democrație. Alexandra Voinea vă întreabă ce noutăți aveți privind emiterea certificatelor de urbanism. În cerere în curs pentru care s-a depășit termenul legal de răspuns și nu au fost încă soluționate. Da, aici avem o mare problemă, pentru că tot solicităm puncte de vedere, inclusiv de la Primăria Generală, dar nu numai. Am văzut că și primarul general, după ce a pornit acel demers de anulare a puzurilor de sectoare, a făcut o adresă către Curtea de Apel să întrebe dacă este legal ce a făcut. Cred că era mult mai logic, mult mai normal să faci întrebarea înainte să faci demersul, adică, mă rog, nu mai contează. Da, într-adevăr, avem o problemă pe urbanism, pentru că trebuie să înțelegem și noi, să ne dăm seama cum anume trebuie să funcționăm în continuare, pentru că de pe o zi pe alta noi aveam puz și am rămas fără puz. Și trebuie văzut. Cerem și noi opinia juriștilor, cerem opinia... opinia de la instituții deopotrivă. E o situație complicată. Ralf Andreascu Jocaru vă întreabă cum vi se pare că încă mai avem fose în anul 2021. Ele sunt legale și nu ține de primărie. Asta nu primăria le reglementează. Am avut mai multe discuții cu cetățeni care spun, dar e posibil să dați autorizație unui bloc cu fosă septică? Da? Pentru că n-are treabă primăria cu chestiunea asta. Adică, haideți să ne uităm în lege. Ce spune legea? Orice cetățean, care, sau persoană fizică sau juridică, dacă își dorește să edifice ceva, vine la primărie și cere certificat de urbanism. În certificatul de urbanism noi spunem documentele pe care care sunt necesare pentru a elibera autorizația de construire. În acel certificat sunt enumerate și avizele necesare. De la utilități, de la mediu și, după caz, de la instituțiile care trebuie să avizeze acea documentație pentru autorizația de construire. Aici, pe speța asta, discutăm de mediu care, dacă cetățeanul vine cu aviz de la mediu, având la bază acea documentație, domnule, eu vreau să fac un bloc de 5.000 de apartamente sau mai multe blocuri și folosesc fosă septică, iar cei de la mediu avizează această variantă,
dacă eu ca primar sau cineva din primăria sector 3 nu ar autoriza în momentul în care există toate avizele la dosar, ar fi abuz în serviciu. Deci avem și noi copii acasă și încercăm să respectăm regulile în vigoare, așa cum sunt ele. Noi putem eventual să le comentăm și noi ne dăm seama că anumite legi nu sunt tocmai perfecte, că nici pe departe, ba multe sunt caduce și ar merita și ar trebui și ar fi necesar să fie îmbunătățite, dar înainte să se îmbunătățească sau până când va interveni o îmbunătățire legislativă, noi nu avem altă variantă decât să respectăm legislația în vigoare. Revin, nu este problema primăriei dacă există astfel de situații cu bloc, cu fosă septică. Silviu Lupu întreabă dacă aveți în vedere sau ați putea avea în vedere un proiect de extindere a rețelei de senzori de calitate a aerului, adică să se dea o sumă asociațiilor pentru a le asigura montarea, curentul și internetul senzorilor, ar fi o idee. Teoretic da, dar ar fi mare păcat. Sunt bani europeni pentru chestiunea asta, iar atribuțiile pe această zonă, pentru că Direcția de Mediu are Primăria Generală, care nu doar că poate, dar are obligația să facă treaba asta. De ce ne-am băgat noi ca primărie de sector pe o zonă în care sunt și bani europeni? Ori noi, neavând atribuții, noi nu putem accesa fonduri europene. Ar fi mare păcat, pentru că dacă noi, să presupunem că am face chestiunea asta, Primăria Generală nu mai poate accesa bani europeni pentru că ar exista acei senzori. De ce n-am luat bani europeni? Deci, consider că ar fi foarte neregulă chestiunea asta să împiedicăm Primăria Generală să ia bani europeni pentru a extinde rețeaua de senzori. Da. Mircea Simion, ce părere aveți despre lacul Iorecă și a revenit culoarea? Este absolut normal. O să vedeți că și copacii o să-și revină culoarea. Ei au fost ruginii și vor deveni verzi. Și în lac există plante, există viață, e plin de faună. Ea, în timpul iernii, s-a veștejit, a ruginit, a căpătat acea nuanță ruginie, după care plantele s-au dus pe fundul lacului și acum o să înverzească, la fel ca toată fauna din, mă rog, toată vegetația din parc și nu doar parcul, nu doar lacul din parcul Iore, lacul din parcul Teilor de pe Brățării și alte lacuri au avut aceeași culoare. Noi am făcut, repet, am făcut două rânduri de analize, am comunicat ce a ieșit la analiză, că apa este perfectă în regulă. Bun, există această preocupare și mă bucur și e normal. Este unul din cel mai frumos parc din București, ca să fie treaba clară, și unul din cele mai vizitate, cele mai folosite, unul din cele mai folosite parcuri din București, așa că este normal să ne preocupe de aceea și noi am fost foarte interesați, am făcut analize, am vrut să ne asigurăm că lucrurile sunt în regulă, lucrurile sunt în regulă. Daniel Mona Lisa, despre creșa trapezului, ce noi informații ne puteți da și când va fi gata? Chiar am vorbit ieri cu directorul de la societatea care, constructorul de acolo, societatea noastră. Până în vară ar trebui să fie gata. Suntem într-o mică întârziere, am avut mai multe problemuțe acolo. Se întâmplă, este regretabil, dar de asemenea este important să privim în viitor, să facem ce putem mai bine ca să iasă o lucrare bună și cât mai repede posibil. Am speranța că până în vară va fi funcțională. Elena Sabo, cei care stau la blocuri au multe facilități, reabilitare termică, etc. Dar la cei care stau la curți, pentru cei care stau la case, cu ce îi ajutați? Această întrebare mi-a fost adresată în repetate rânduri, inclusiv de prieteni de-ai mei care locuiesc la casă. Și fix chestiunea asta o spuneau, nu știu dacă neapărat ca reproș, dar așa ca atenționare. Dom'le, faceți atâta pentru cei de la blocuri și pentru cei de la casă. Există soluții. Și le-am recomandat și prietenilor mei să beneficieze de tratamentul celor de la bloc, iar
chestia asta depinde doar de dânsii. Să se mute la bloc și vor beneficia și dumnealor de toate aceste facilități. Bun, lăsând gluma la o parte, dacă discutăm în primul rând de reabilitarea termică, pentru că despre asta este vorba, am spus-o din înainte să fiu primar, chiar din prin 2011, că reabilitarea termică este principalul obiectiv pentru care trebuie făcută reabilitarea termică, este pentru a proteja structura de rezistență a clădirilor care sunt supuse intemperiilor și care afectează structura de rezistență. Ok, plecând de la chestiunea asta, este mai mult decât evident că e mai importantă structura de rezistență pentru un bloc decât pentru o casă. În momentul în care vom finaliza partea de reabilitare termică la blocuri, ne luăm în calcul și chestiunea asta cu casele. Dar și pentru asta va fi nevoie de asociații de proprietari. Până acum eu nu știu să existe în sectorul 3 vreo asociație de proprietari având la bază proprietari de case. Petre Ftene, ce faceți cu neregulile imobiliare din strada Jean Steriadi? Eu, de la biserică. Numărul 19, aveți de gând să tolerați aceste mizerii? Sper să răspundeți. Iată, evident răspundeți. Că răspund, domnul Ftene. Ftene, da. Ftene. Ftene. Știu că mi-ați dat mai multe mesaje. Avem comunicare de la Biserica Ortodoxă Română că, și știm și noi că există pe rol mai multe procese în care au contestat decizia noastră de demolare. Știu situația de acolo, știți bine că o cunosc, dar este o situație complicată. N-am, de la Ceaușescu încoace, nu știu pe cineva care să dărâme vreo biserică și chiar dacă acolo discutăm de o capelă, nu discutăm chiar de biserică, nu e ușor. Vom vedea ce spune instanța, mai avem puțină răbdare. Știu că sunteți foarte focusați pe chestia asta, chiar uman vă înțeleg. Am speranța că și dumneavoastră mă înțelegeți, că și din poziția în care mă aflu, sunt nu puțin situații în care nu e ușor. Că sunt decizii greu de luat, în care orice îi faci îți dai seama că deranjezi pe unii sau pe alții sau chiar nu puțin. Alexandra Ivan, când se va deschide corpul B de la grădinița 69? De la grădinița 69... Chiar nu știu să vă spun acum. Cred că este Creșa 69. A scris greșit. Creșa 69. Da. Creșa de la grădința 69. Chiar nu știu să vă spun în momentul ăsta. Dar notăm și o să... Ok. Altcineva întreabă, dar nu înțeleg... Spune în modul general, cum se procedează cu amenajarea spațiilor verzi, ale blocului, Veronica Ștefănescu întreabă. Ce anume? Cum se procedează cu amenajarea spațiilor verzi, grădina blocului, propriu zis, Veronica Ștefănescu întreabă asta, dacă... Bun, noi intrăm, ca de obicei, primăvara și toamna și pe cât se poate, o dată pe lună. Pentru a face o igienizare, pentru a scoate vegetația spontană, pentru a menține un aspect cât de cât decent. Dar în mod evident că pentru o amenajare peisagistică ceva mai elaborat, ceva mai elegant, e greu pentru noi ca primărie. Și așa gestionăm niște multe sute de hectare de spații verzi. Amenajate. Nu este ușor. Și nu neapărat amenajarea lor, ci mentenanța lor ulterioară este cu adevărat o provocare. Avem mari probleme cu cetățeni care ne smulgă aspersoarele, care le dereglează, care le opresc, care fură componente. Încercăm și noi să ne ducem pe o zonă sustenabilă. Adică încercăm să nu ne propunem chestiuni care nu pot fi susținute pe termen mediu și lung. Plus că potrivit legii, proprietarii mai nou, de vreo câțiva ani, au dreptul să facă tot felul de lucruri dacă își doresc în curte. Adică au o administrare prin, nu știu, e o lege de asta, un fel de
condominiu are o spațiu. Cel puțin în sectorul 3 nu i-a deranjat nimeni să amenajeze, da, cu condiția că nu fac acolo chestiuni limitative. Am văzut și-au pus foișor, au limitat accesul, da, celorlalți, adică se comportă ca cu grădină proprie. Nu. Ca asociație de proprietari chiar n-avem niciun fel de problemă. Dar ca persoane așa individual să face astfel de, un astfel de demers, nu-l găsesc tocmai la locul lui. Andreea Minea întreabă dacă pot să transfer locul de parcare dacă tata sau titularul a decedat. Aș vrea să-l iau eu și de ce să nu fie și unde stau eu la altă stradă, la alt bloc. Încă o dată, ce scuze? Nu, întrebarea era dacă, de la Andreea Minea, așa, dacă poate să transfere locul de parcare dacă tata, adică titularul, a decedat și ar vrea să-l ia dumneai. Ok. Regulamentul prevede că locul de parcare poate fi transmis în mod automat la cerere către rude de gradul 1. Uh-huh. Da, e cazul e... Iar noi nu avem altă variantă decât să respectăm regulamentul în forma în care este el acum, înainte să eventual să-l îmbunătățim și să prevadă altceva. Actualul regulament care este în vigoare trebuie respectat. Și drugă Simona întreabă ce se întâmplă cu sala de sport de la școala 149. Este aceeași problemă eternă. Am solicitat-o de la Primăria Generală să o avem noi în administrare, să o finalizăm. Nu ne-a fost transmisă. Avem 3 școli în sectorul 3 care nu sunt administrate de Primăria Sector 3. Și se și vede treaba asta. 149, 16 și... asta de la Constantin Georgian. Îmi scapă acum. Bogdan Ionete, de ce ați făcut loc de parcare la un metru de trecerile de pietoni, pe Câmpia Libertății și nu numai? Locuri de parcare la un metru de trecerea de pietoni pe Câmpia Libertății. S-ar putea să fie una sau două astfel de spețe, dar în general, uitați, de exemplu, la intersecția cu Gheorghe Pătrașcu. Câmpia Libertății la intersecție cu Gheorghe Pătrașcu, chiar am lăsat spații verzi acolo tocmai ca să existe vizibilitate, să nu se parcheze în intersecție. Dar s-ar putea să fie o speță de genul ăsta la intersecția cu cum îi spune acolo? Da. 7 drumuri sau așa? Cred că 7 drumuri. Are un... Da, mă rog, cred că știu despre ce sesizare face și, într-adevăr, trebuie să fim cu mare grijă, dar nu e singura, suntem plini de mașini, încercăm să găsim soluții. Da, e adevărat că nu trebuie să facem rabat la siguranță. Ha. Sunt decizii destul de complicate de luat, ar trebui să desfințăm niște locuri de parcare. Ale cui? Ale cui să le desfințăm? Care să fie ghinionist? Rodul pământului, cred că se numește strada aia. Iulia Maria, vrem să știm când se va introduce rețeaua de canalizare și pe strada Malva. Așteptăm de mai mult de 11 ani. Nu e la noi, canalizarea e Apanova. Primăria Generală a concesionat acest serviciu către Apanova. Toată rețeaua, dumnealor, au obligația să facă investiții. Chiar s-au angajat acum când i-a prelungit Consiliul General, acum un an, dacă nu mă înșel, sau poate chiar mai bine de un an, când i-au prelungit contractul de concesiune, s-au obligat să facă investiții de sute de milioane de euro. Noi i-am ajutat pe multe străzi, am făcut treaba asta, n-am reușit să compensăm cu nimic, din nefericire, ne-am fi dorit să sprijinim mai mult în a edifica, în a extinde rețeaua de canalizare și de apă, dar, așa cum e normal, ar fi trebuit să beneficiem de ceva, adică să compensăm în vreun fel. N-am reușit să facem treaba asta și ne-am oprit cu extinderea rețelei de canalizare și de apă. Raluca... Și o spun cu foarte mult regret. Chiar ne implicasem și am făcut pe mai multe străzi, am făcut canalizări. Îmi pare rău că n-am reușit să ne înțelegem, să găsim înțelegere, să ne compenseze acele sume cu ce avem noi de plată la apă.
Da, mă rog. Raluca Voicu, de ce toți locatarii din Titanul Nou aruncă gunoiul în containerele de pe strada Fetești? În fiecare zi, zeci de mașini opresc să arunce gunoiul în containerul aflat pe strada Fetești numărul 4. Ce se întâmplă în nou cartier? N-au pubele, containere, nici măcar nu respectă colectarea selectivă. Vin și aruncă gunoi menajer în pubela de plastic. Deci în perioada următoare o să ne focusăm foarte mult pe partea asta de colectare selectivă. România riscă infringement. Noi, dar lăsăm la o parte partea de infringement, haideți să fim realiști. Haideți să fim normali, să conștientizăm faptul că resursele acestui pământ sunt limitate și că trebuie să fim cu mare grijă la ele. Mai mult decât atât, nu doar partea de resursă este importantă, foarte importantă, dar este importantă și partea de mediu. Cu cât consum mai multe resurse, cu ele noi ajungem să poluăm. Și atunci omul a devenit poluatorul planetei și să pună în pericol însăși existența planetei. Așa că vieții pe planetă. Așa că revin, da, este un obiectiv pe care trebuie să ne-l asumăm și trebuie să facem pași în această direcție. Or, pentru asta avem un program în perioada următoare să ne organizăm fix în acest sens. Chiar avem acum, săptămâna viitoare, avem o ședință de consiliu în care înființăm un serviciu de control în cadrul poliției locale, astfel încât să fim în măsură să implementăm acest proiect, acest program de colectare selectivă. Și ca să răspundem și la cealaltă parte a întrebării, era supărare, era că veneau cei de la blocurile noi, probabil, veneau și aruncau în tomberonul de pe Fetești 4. Deci asta era întrebarea. Am înțeles, ok. Adică e o chestiune. Cei de pe, din zona nouă a București, adică din zona gurilor. Da, cred că. Așa. Dacă n-au pubelă, trebuie să o solicite și noi le furnizăm pubelă. Nu există taxă la gunoi. Până în acest moment n-a plătit nimeni taxă și nu plătește nimeni taxă de gunoi în sectorul 3. Dar trebuie menționat faptul că dacă nu facem colectare selectivă, în acest an, cine nu face, începând din acest an, cine nu face colectare selectivă, va începe să plătească taxa de salubritate. Pentru că așa prevede și hotărârea de Consiliu și așa este normal. Ok, avem taxă zero, foarte bine, ne-am respectat angajamentele, dar cred că este normal să și încurajăm colectarea selectivă fix în ideea pe care am menționat-o mai devreme. Ce facem cu trotuarul Andrei Caf, întreabă, cu trotuarul pentru pietoni, evident, dinspre Prevederii spre școala 92. Părinții merg cu copiii printre mașini să ajungă în siguranță la școală. Este inadmisibil să avem parcări pentru mașini, iar oamenii să meargă printre mașinile aflate în mișcare. Desfințați parcările din zona respectivă și creați trotuar pentru oameni. În fața școlii 92 chiar avem trotuar protejat. Deci s-a schimbat mult în bine chiar în fața școlii. Este adevărat că până ajungi în fața școlii, că vin din toate direcțiile, chiar partea din față și partea laterală este bine reglementată, cu trotuare protejate. Într-adevăr, mai sunt ceva sincope cu conexiunile din acea zonă. Este o zonă, într-adevăr, foarte aglomerată. Îi mulțumim pentru sesizare. Încercăm să găsim soluții. Nu e un demers ușor. Stoicescu Cristina, dorim înființarea unui loc pentru animale de companie în zona Baba Novac Rucăr. Nu am primit niciun răspuns la cererea depusă acum câteva luni. Spații. Un loc pentru animale de companie în zona Baba Novac Rucăr. Zice, nu am primit niciun răspuns la cererea depusă acum câteva luni. Spații sunt suficiente, spune. Cred că am edificat. Depinde. Chiar în zona Rucăr, acolo. Știu că există un spațiu, era un spațiu pentru câini. Chiar în spatele bisericuței. Da, este zona un spațiu. Străzii, cum se numește acolo? Chiar în spate, adică la vreo 100 și ceva de metri de Rucăr. Alea întrecerii sau prietenie. Într-adevăr, avem dificultăți să edificăm locuri pentru animale de companie, pentru că, în general, riveranii, cei care locuiesc în acea zonă, nu și le doresc. Și chiar cei care au un animal de companie solicită, da, dom'le, ok, avem nevoie de astfel de spații, dar nu aici, lângă blocul meu, încercăm dincolo, adică lângă alte blocuri. Da, și cetățenii de acolo, din acele blocuri, își doresc să nu fie în apropierea dânșilor. Iată.
o situație nu ușoară. Andra Mara, există în sector pubele în care să putem arunca haine și dacă nu există, se pot amplasa într-un sector care chiar se reciclează gunoi? Ar fi păcat să nu existe și pentru haine. Pentru haine. Nu, nici într-un caz tomberoane. Cred că, uitați, în Franța, de exemplu, erau niște organizații non-profit, iar cei care aveau astfel de elemente vestimentare, le puneau un sac și le aruncau peste gardă în curtea acelei instituții, un gen de crucea roșie. Cred că trebuie să avem și noi așa ceva, dar trebuie să fie o chestiune amenajată astfel încât să vină cetățenii să nu se amestece unele cu altele, ci să fie bine ambalate în saci, astfel încât dacă există vreun incident să nu fie contaminate, că e păcat de ele, sunt valoroase. Bogdan Manta, bună seara. În zona Gurilor au mai rămas câteva străzi neasfaltate. Gura Vlădesei, Călmățui, Sărății, cred. Aveți în plan asfaltarea lor? Da. Da, cum ne va permite vremea. Știu că mai sunt câteva străduțe care mai trebuie asfaltate. Ne ocupăm de ele și am speranța că până la jumătatea anului, adică până prin iunie-iulie, le vom raporta problemă rezolvată. Crețu Florin, ce facem cu stațiile pentru mașinile electrice în sectorul 3? Se vor face? Sunt bani europeni pentru stațiile electrice, iar eligibil, singura instituție în București eligibilă pentru acest program este Primăria Generală. Repet, ar fi absurd să împiedicăm Primăria Generală să atragă fonduri europene. Timofte Cătălin întreabă, de fapt sunt mai multe persoane care se preocupă de problema asta, ce facem cu terasele de pe Bulevardul Decebal? Nu putem să trecem cu căruțul copilului unul pe lângă altul. Chiar am o situație astăzi, am solicitat deja de ceva timp și chiar astăzi mă uitam pe ea. Probabil că unele terase, unele construcții de acolo vor fi demolate, restrânse, pentru că nu e că nu se poate trece cu căruțul. Cel mai apropiat ar fi totuși undeva la 2 metri. Unele, din ce am înțeles eu, chiar sub 2 metri, este inadmisibil. Deci chiar este inadmisibil. Vom lua măsuri. Mircea Badea întreabă, referitor la parcări, zice, următorul calendar de atribuiri va cuprinde și restul străzilor integral sau va fi doar episodul 2 dintr-un lung serial? Și când va fi postat? Am speranțe că până în vară vom atribui locurile de parcare care sunt disponibile acum. Dar acest proces va continua veșnic, pentru că permanent se disponibilizează locuri de parcare, unii se mută din sectorul 3, alții renunță la mașină, unii încetează să mai fie printre noi, iar treaba asta se întâmplă permanent, zilnic se disponibilizează locuri de parcare, iar noi pe cele disponibile le alocăm în continuare. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt situații în care noi edificăm noi locuri de parcare, cum e cu pe Decebal sau nu numai, și ele trebuie să atribuite. Deci atribuirea locurilor de parcare este un demers care va continua. Deci e o chestiune permanentă. Ok. Aveți în plan parcări publice în zona Trapezului? Nu. Parcări publice. Avem parcări publice în zona Trapezului, dar acum să avem un proiect în acea zonă, haideți să vedem, să ne vină cu o solicitare din partea Asociației de Proprietari, ne vom deplasa acolo și vom încerca să găsim soluții. Dacă vom reuși să găsim soluții. În speranța că... Da. Ionuț Leonte întreabă de ce avem un centru DGASPC, nu dă adresa, în scara de bloc, care generează trafic, certuri și multe situații neplăcute și nu să facem măcar o intrare separată, fiind la parter și având acces facil. Nu cred că vorbește despre un centru de GASPC, ci vorbește despre un apartament locuit de către, în general, copii / tineri instituționalizați. Pentru că există o prevedere legală care ne obligă să ținem acești tineri, copii, să-i ținem în comunitate, în condiții ca în familie. Știu dificultățile, știu problemele, repet,
nu putem încălca legea. Sunt prevederi legale care ne obligă să procedăm așa. Și domnul Macovei întreabă dacă de țarcurile pentru câini din parcul Pantelemon ați uitat. Nu. Nu, chiar cel dinspre pompieri, chiar l-am amenajat anul trecut și chiar am trecut zilele trecute pe acolo cu bicicleta și nu arată deloc rău. Dar sunt câteva locuri pentru animale de companie, gen țarc, care ar necesita ceva reglementare. Dacă ați observat, parcul Pantelimon este într-un plin proces de reabilitare, reorganizare. Am rezolvat problema cu iluminatul public, arată ce trebuie. Acum, în acest moment, se lucrează la sistemul de aspersie, care ar trebui să fie gata până cel târziu la finalul acestei luni, luna aprilie. Și vom continua cu locurile de joacă, cu locurile pentru animale de companie. Tănase Iulian zice, dacă tu vrei să faceți un sector 3 mai frumos, ce facem cu acei oameni care dorm pe strada de la intersecția Paladic 1 decembrie? Ce am putea face? Am spus-o de mai multe ori. Încercăm să învățăm de la cei care au experiență mai mare decât noi, care sunt, hai să o recunoaștem, sunt mai dezvoltați decât noi. Gen orașe cum ar fi Paris, cum ar fi New York, cum ar fi Roma. Ok, am încercat să învăț de la dumnealor pe foarte multe domenii. Pe acest domeniu nu am avut ce să învățăm pentru că nici dânșii n-au găsit soluție pentru oamenii străzii. Pentru că sunt oameni, pentru că au drepturi și pentru că nu acceptă niciun fel de reguli. Noi le-am oferit adăpost, noi le-am oferit soluții, dar soluțiile pe care noi le-am oferit vin la pachet cu reguli. Ori dânșii nu vor, adică nu pot intra acolo ca la hotel, vii când vrei, nici la hotel nu faci ce vrei, vii când vrei, pleci când vrei, nu, la noi nu. Nu poți veni cu alcool sau cu alte substanțe interzise, deci, da, iar dânșii, repet, mai folosesc facilitățile noastre, mai ales iarna când este foarte frig. Dar când se îndreaptă vremea, dânșii preferă să stea pe stradă, că acolo e regula străzii. Și o spun cu mult regret, că este o realitate tristă. Domnul primar, mulțumim pentru răspunsuri. Eu mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și în această seară și vă așteptăm cu foarte mult interes și data viitoare, dată pe care o vom anunța, așa cum am făcut și și cu această ocazie, pe rețele și, mă rog, tot sistemul de online, nu, până la urmă, cu cetățenii. Exact. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o seară plăcută în continuare. Până data viitoare, Primăria Sectorul 3 va răspunde tuturor mesajelor noastre pe care le-ați postat la anunțul cu această emisiune și veți căpăta fiecare răspunsul. Până data viitoare, numai bine!